Victor suferă de retard verbal mental sever cu elemente de autism și sindrom epileptic. Adrian suferă de pseudotroză congenitală de la naștere. Mai ales Adrian depinde de ajutorul oamenilor, depinde de aceste operații, e foarte greu. Și el vrea să joace de el, nu înțelegi cum să joace copiii. Chiar și unii apropiați, mie, datorită lui Victor, vezi vizual cum te îndepărtează. În satul Costești, orașul Ialoveni, familia Pușcaș duce o luptă grea pentru a salva copiii de afecțiuni grave. Cu doi copii minunați, soții întâmpină mai multe provocări care le pun în pericol viața băieților și le îngreunează traiul. Cel mai mare dintre copii, în vârstă de 15 ani, suferă de retard mental sever, asociat cu elemente de autism și sindrom epileptic. Pentru acest băiat, fiecare zi este o bătălie pentru supraviețuire. Reușește să privească lumea din jurul lui printr-un zâmbet zdrobit, dar are nevoie de îngrijire constantă și medicamente costisitoare pentru a menține simptomele sub control. De la început n-a fost așa de să mă sperii, credeam că cu timpul va fi bine. Credeam că o să fie toți copiii, dar n-a fost așa. În 2 ani când am aflat de boala lui, mă ducem la medici la control, totul spunea că e bine copilul. Și la 3 ani, tot văzând că nu vorbește, nu se comportă ca toți copiii, medicii au pus diagnozul. S-a început, atunci am făcut și grupa lui. De la început, nu doream să fac grupă, îmi gândeam, poate o să fie bine, dar n-a fost așa. Avea 4 ani, nu vorbea, 5 ani, până în prezent. Până la 7 ani l-am purtat cu Pampers. La școală l-am dat, de la început parcă era bine, și cu timpul a apărut și epilepsia. El e cu retard verbal mental sever, cu elemente de autism, dar cu timpul încoace, cu timp are undeva 2 ani și ceva, a apărut și criza de epilepsie. De când a început să apară criza de epilepsie, el din ce în ce e mai grav. Igiena nu se poate face singur, la liceu singur nu poate, nu se descurcă. L-am îmbrăcat, încălțat, spălat, în orice el nu descurc singur. Cel mai mic copil al familiei, un băiat de 3 ani, a fost diagnosticat cu pseudotroză congenitală la tibie, o afecțiune rară și debilitantă care afectează dezvoltarea normală a oaselor. Mai întâi mi s-a spus altceva, ceva, uitați cum se numește boala aceea, numai nu pseudotroză. Și au o boală de oase mai ușoară, care până la 3-4 ani este tratată, dacă era picior în varus, mi se spunea. Dacă era picior în varus, el se tratează mai ușor. Până la 3-4 ani, copilul, cum, prin operație, se ameliorează. De la noi, e pseudotroză congenitală. Asta e o boală de oase care copilul poate suferi până la 18 ani și după 18 ani. De-a lungul timpului, acest copil curajos și-a testat limitele în fața durerii și a suferit deja 3 intervenții chirurgicale complexe la Istanbul. Cu toate acestea, Adrian are nevoie urgent de o nouă operație pentru a-și recăpăta mobilitatea. Acum Adrian are 3 operații. Una a fost în Chișinău, care nu a fost reușită. A fost operat cu un cui. Cuiul, după 4 luni de operație, cuiul a ieșit prin călcâi și gips. Pe urmă, noi, medicii, ne-au sfătuit că să găsim o altă modalitate pentru a opera copilul psihotaric. La noi, în țară, nu e posibil. Am găsit la Ucraina. Acolo am fost câteva ori la tratament, după care a început războiul și ne-am oprit. Am o perioadă, crezând că se va termina războiul și o continua tratamentul. Dar nu a fost așa. Am văzând că trece timpul și piciorul a rămas cu 5 cm mai scurt, am găsit la Istanbul, pentru o doamnă de la România. Acolo doamna ne-a ajutat, am făcut 2 operații. În ciuda acestor încercări, familia Pușcaș nu cedează în fața adversităților. Ei au nevoie acum mai mult ca oricând de sprijinul nostru. Parcă cad într-o depresie. Pe urmă îmi revin tot așa iarăși, mai ales Adrian, depinde de ajutorul oamenilor, depinde de aceste operații, e foarte greu. De asemenea, Victor suferă și de ignorare socială, iar ba chiar și propriile rude nu-l pot agrea. Chiar și unii apropiați, mie, datorită lui Victor,
vezi vizual cum te îndepărtează. A fost așa un caz când chiar m-a nimerit pe deal la o doamnă, am dus la o prietenă să o ajut la cules. Și am luat și pe Victor, am dorit, nu că pentru bani, dar chiar am dorit să o ajut. Și cineva s-a suit într-o mașină și a spus că, uite, wow, copilul ăsta e handicapat, așa, într-o s-o... Și mai sunt așa care nu-l suportă, eu singură văd că nu-l suportă. Totodată, pentru Victor, socializarea și comunicarea cu seminii reprezintă o mare problemă, întrucât acesta nu poate înțelege cum ar trebui să reacționeze în preajma altor oameni. Am fost odată la rutieră și mi-a venit foarte greu. A fost pe aleșa în stânga și în dreapta. Până m-am dat jos din trolebus și am luat un taxi până la spital. N-am putut rezista cu dânsul până... El e agresiv, pălește pe unul, pe altul. El anume unii multe lume, el nu suportă. Nu suportă multă lume. Se nervează. E agitat, nu este e agresiv. Foarte agitat. El parcă-i pare că se joacă, de el îi pălește. Copiii și el se plâng și acum vin și că ia că ne-o pălit. El e copil, de el nu înțelege. Și el vrea să joace, de el nu înțelege cum se joace copiii. Din aceste motive, familia Pușcaș luptă cu povara financiară, iar deseori se confruntă cu momente fără avea chiar și pâine în casă. Am avut momente foarte grele, că chiar luam și pe datorie de la magazin. Mai erau și oameni buni care să fac și pomană cu noi și ne înțelegeau că țin nu avem. Și noi pe urmă lucram și dădeam înapoi cât rămâneam datori la magazin. Au fost zile grele, da, și drepte grele. Boala asta e tare, e dureroasă și pentru părinții foarte greu să lupte cu desul așa. Împreună putem schimba destinul acestor copii curajoși și îi putem susține în lupta lor eroică pentru supraviețuire. Oameni cu suflet mare, care doriți să ajutați pe Adrian ca să strângem suma de 12.500 de euro. Asta, operația se va face datorită vouă. Cât mi-e repede se strânge suma, cât mi-e repede operația. Și el necesită urgent această operație. Trebuie un aparat intern la genunchi să se fixeze. Și vă mulțumim la toată lumea care vă stăviți pentru familia noastră. Dumnezeu vă dăi sănătate și să ceți mai departe în viață. Cei care doresc să ajute familia Pușcaș pot contacta datele afișate pe ecran. Fiecare gest de compasiune și ajutor contează și poate aduce o rază de lumină în viața lor dificilă.